Așa era la început ăsta. Da, am început. Acum o să, astăzi o să vă arăt cum să instalați hack pe PC. Aici a scris Cheater for fun. Așa. Hai, Gianni, nu vrei, acum nu vrei să mergi. Am înțeles. Oricum, scrieți cheater.fun. Vă faceți cont. Aici scrieți secretă. Asta e hack-ul. Să mă uit. Da, download. Aici toate 10 secunde. Vă dezactivați antivirusul de la Windows. Dați download. O să vă faci pe Mega. La Mega dați descărcare. Eu l-am deja instalat. O să vă doar să vă arăt cum să îl instalați. Eu l-am pe desktop. Voi dați unde vreți. Aici la Google sau așa o să vă detecteze că e un virus sau e o eroare. Dați aici la ca să scăpați de eroarea aia sau să vă lase descărcați. Apăsați la astea 3 puncte sau cum aveți voi linii. Dați păstrează fișierul, păstrați oricum. Dacă o să ai antivirusul activat, o să-ți dea eroarea asta. S-a regretat un virus. Ca să nu-ți mai dea eroarea, îl dezactivezi. Apăși pe el aici. Da, aici. Și deja are setări și aici te dezactivați asta. Așa, eu l-am deja. Să închid. Acum, intrați pe CSGO. Șterg asta. Și o să vă arăt cum să faceți. O să aveți voi, o să aveți doar fișierul ăsta atât. Doar fișierul ăsta o să-l aveți pe desktop. Acum intru pe CS. Nu vă garantez că nu o să vă luați ban, dar eu mi-am luat ban. Așa, apăsați click dreapta. Extract files. Dați OK. Eu l-am deja. Nu-l mai dau încă o dată. O să vă fac un folder așa. Ca asta. Acum ați intrat pe CS, da? Apăsați aici. Și voi aveți nevoie doar de loader-ul ăsta. Nu-l scoateți pe desktop că nu o să vă mai meargă. Apăsați dublu click pe el. Și apăsați da. Așteptați până... Așteptați aici pe desktop până vă dă o notificare. Așteptați, filmează, așteptați. Gata, uitați, vă dă eroarea asta. Ca să, voi nu apăsați OK, doar după ce vreți să nu mai aveți hack-ul, apăsați OK de acum. Așa, intrați pe CS, intrați într-un meci cu bot sau ceva. Ca să vă arăt că merge. Intru cu bot prima dată. Eu vreau să vă zic că dacă vreți să mai fac tutorial cu un hack care e un pic mai bun decât ăsta, doar că e un pic mai greu de instalat. Să-mi scrieți în comentarii și dacă vreți să fac o serie cu... să joc cu hack contra alți player sau... Așa. Apăsați insert. Uitați. Ca să-mi iau un deagle, cu deagle-ul de one tap și mea. Acum o să fac un hack cel mai urât. Să dai cap, să-ți fugă ținta, să... Na. Deci, atâta trebuie, nu trebuie mari chestii. Hai să vă arăt cum să vă băgați wallhack. Creator, backtrack name, așa. Și aici o să vă băgați asta pe verde. Și gata, uitați, vezi, astea se... Uitați cum dau eu cap, uitați, eu nici nu mă uit la el. Uitați, ați văzut? Uitați. Ați văzut? Cel mai șmecher hack din toată Europa. Doar că cred că vă luați bani. Asta e cel mai ușor de instalat. Dacă vreți să jucați contra prieteni, contra... Să-i trolați la maxim. Asta e hack. Așa, dați... Ca să faceți pe fiecare armă, dați enable. Ca să fie urât hack-ul. Și dai cap să... Și dați fovul la maxim. Ca să nu mai vă fugă ținta la... Așa, dați fovul mai mic. Dar vă faceți voi un config. Sau dacă vreți, mai fac un episod cu alt hack.
care e un pic mai greu de instalat, doar că e mai legit și am și eu un config care o să vă dau configul ăla. Config, adică să aveți direct să mai faceți voi setări care o să fie gen legit. O să ai wallhack, skin changer, adică și la ăsta ai skin changer, uitați. Changers, knife, noi suntem la CT, dați enable și dați aici, nu, cum era, knife și knife vreți, eu hai că-mi iau stiletto. Așa, dați save, update, save și uitați, vezi, aveți, sau pe orice armă, uitați, hai că dau pe M4, enable, hai să punem stat track, paint kit. Puteți scrie în 4? Nu putem. Am văzut aici ceva cu M4, parcă. Hai să dăm. Hai, dacă aveți voi, uite, Desert Strike, dați update, save. Apăsați insert și uitați. Aveți skin. Cu, aveți și cu statra, cu tot ce trebuie. Asta e fain pe hack-ul ăsta, ai skin changer. Uitați, one tap. Nu mă uit la el și dau cap. Da, păi cam atât cu acest episod. Dacă vreți, v-am zis, dacă vreți să mai fac un episod cu alt hack care e mai șmecher și care am config pe el, scrieți în comentarii dacă vreți să fac o serie, să joc cu hack contra alți player sau ceva. Alți player, mă refer să joc la meciuri competitiv sau așa, scrieți în comentarii. Dacă o să-mi iau ban, asta e viața. Eu vă salut și toate cele bune.